Bună seara! Bună seara! Sunt Doina Geru, directoarea Casei Corpului Didactic din Galați și vă invit la o dezbatere care are ca subiect cea mai fierbinte știre din educație de astăzi, comunicarea rezultatelor simulării evaluării naționale 2024. Dezbaterea este coorganizată de sub umbrela Casei Corpului Didactic Galați și a proiectului Merito, și este organizată de asemenea de profesorii contributori pe care îi voi prezenta imediat și pe care îi vedeți aici. După cum știți, astăzi, 23 februarie, au fost comunicate rezultatele de la simularea evaluării naționale 2024. Simularea evaluării s-a desfășurat între 5 și 7 februarie 2024. În prima zi, în 5 februarie, a avut loc simularea probei la limba română, iar pe 6 februarie elevii de clasa 8-a au avut proba de matematică. Ne propunem să discutăm cu invitații noștri pe marginea rezultatelor simulării evaluării naționale comunicate de minister, astfel încât să observăm tendințe remarcate privind subiectele de la evaluare, precum și să aflăm câteva dintre recomandările utile pe care profesorii invitați le au pentru pregătirea examenului în sine. Sfaturi venite din experiența pe care dumnealor o au la clasă. Invitații noștri de astăzi sunt toți profesori merito care predau la diferite tipuri de școli, de la școli în care elevii învață elevi care fac performanță la olimpiadele naționale sau internaționale, până la școli cu elevi care vin în clasa 5-a fără să știe tabla mulțirii, astfel încât avem perspective cât mai aproape de realitatea din școlile noastre. I-am invitat astăzi astfel pe Cătălina Dogaru, profesoară merito 2023 de matematică la Școala Gimnazială Mihai Codreanu din Iași. Bine ai venit, Cătălina, și îți mulțumesc! Pe Diana Cătălina Popa, profesoară merito 2016 de limba și literatura română la Colegiul Național Vasile Alexandrie din Galați. Mulțumesc, Cătălina! Bună ziua, bine v-am găsit! Liliana Olărașu, profesoară merito 2022 de matematică la Școala Gimnazială Vasile Conta din Iași. Bun venit, Lili! Bună ziua, bine v-am găsit! Bogdan Rațiu, profesor merito 2019 de limba și literatura română la Liceul Teoretic Boiei Farcaș din Târgu Mureș. Bine ai venit, Bogdan! Cătălin Ciupală, profesor merito 2020 de matematică la Colegiul Național Andrei Șaguna din Brașov. Mulțumesc că ești aici, Cătălin. Bine Și v-am găsit. Cătălin Zaman, profesor merito 2021 de limba și literatura română și director al Școlii Gimnaziale Învățător Nicolae Spas din Ulmeni, Clondiru, județul Buzău. Bine ai venit, Cătălin! Bine v-am găsit. Împreună cu organizatorii, am agreat următorul format al dezbaterii. Temele propuse vor fi discutate de către profesorii contributori. La final vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri din partea participanților în Zoom. Bineînțeles, vor putea interveni din Zoom și de pe Facebook urmăritorii noștri cu întrebări pe care le consideră necesare în timpul dezbaterii. Invităm deopotrivă elevii, profesorii și părinții să adreseze întrebări invitaților contributori. Urmăritorii care nu s-au înscris pentru participare în Zoom ne pot urmări în direct pe pagina de Facebook a proiectului Merito și pe pagina de Facebook a Casei Corpului Didactic din Galați. De la început, aș vrea să facem două notițe, și anume, dintre cei 6 profesori contributori astăzi, nu toți profesorii au fost evaluatori la simularea evaluării naționale, și eventualele tendințe pe care profesorii invitați le sesizează și le împărtășesc cu noi nu reprezintă predicții legate de subiectele care vor fi date la evaluarea națională, la examenul propriu-zis de evaluare națională. Acestea fiind spuse, pentru început aș vrea să spunem câteva noutăți, vă rog să spuneți care sunt noutățile, ce au adus nou stimulările din acest an școlar, din punct de vedere al evaluării lucrărilor.
Lili, poți interveni fără să ridici mâna? Cred că o noutate a fost însă și evaluarea, tipul de evaluare digitală. Sincer, nu mi-am imaginat că va fi atât de eficientă, atât pentru profesori, cât și din perspectiva obiectivității corectorii lucrărilor. Ce înseamnă evaluare digitală? Păi, profesorul evaluator are un cont pe o platformă, acolo primește în contul său niște lucrări. Eu am primit, de exemplu, 60 de lucrări și toți colegii mei, și fiecare, lucrările sunt din toată țara, nu știm de unde și cum sunt. La itemii obiectivi avem niște căsuțe unde trebuie să introducem răspunsul elevului la subiectul 1 și al doilea, și mi se pare că este foarte bine așa. Și noi vedem toată teza, și la subiectul 3, bineînțeles, folosind baremul, punctăm foarte defalcat tot ceea ce a făcut elevul. Apoi și lucrarea se trimite corectată și ești validat că ai corectat-o. Da, nu știu dacă sunt alte întrebări. Da, cred că ar fi interesant să menționăm că evaluarea digitalizată nu este introdusă pentru prima dată acum la simularea evaluării naționale, că au fost două județe în care s-a pilotat timp de 2 ani evaluarea digitalizată, și anume Dâmbovița și Călăraș. Și de asemenea, la nivel național, evaluarea digitalizată a fost efectuată la examenul de bacalaureat în sesiunea de toamnă 2023. Deci, ceea ce s-a întâmplat acum se bazează pe măsurători, are câțiva indicatori, adică este un lucru care se întâmplă în mod științific. Ne propunem astăzi, spuneam, o recapitulare a subiectelor de la simulare, să vedem câteva tendințe remarcate în ultimii ani, în ceea ce privește subiectele de la evaluarea națională și, dacă sunteți de acord, vom începe cu limba și literatura română, pentru că știu că Cătălin Zaman a pregătit o prezentare. Da, mulțumesc, Doina. E o prezentare simplă, făcută, realizată aseară. Am încercat să urmăresc itemii unde ar fi putut veni ministerul cu ceva noutăți. Sper că se vede, adică sper că e vizibilă. Se vede bine. Cred că da. Da, este realizată într-un document Word, nu e ceva complicat. Am analizat doar ultimele patru simulări, pentru că de atunci Ministerul a venit cu un nou format de subiecte. Și am urmărit de la textele propuse de cei care au făcut subiectele până la exercițiile cu un grad, am zis eu, mai ridicat de dificultate. Spre exemplu, itemul 6 de la punctul A. A avut de-a lungul timpului această distribuție. Mai întâi tiparul textual, și știți că după aceea au scos subiectul cu tiparul textual, și în anii următori au propus figurile de stil, și în ultimii 2 ani, adică în 2023 și 2024, trăsătura personajului în 1-3 enunțuri. Deci acesta ar fi subiectul propus în ultimii 2 ani, am și evidențiat cu roșu. Apoi, la subiectul 7 de la punctul A, știți corelarea cumva ideilor desprinse din text, legătură la nivel de conținut. Doar în 2022 ei au propus temă comună, după aceea au revenit la elementul de conținut. În ceea ce privește punctul 9, au avut de asociat mai întâi pe baza unei asemănări și deosebiri, apoi o valoare morală-culturală, după care doar o valoare, apare termenul doar de valoare comună. Trecând la subiectul B, observăm că pe itemul 1
a evoluat așa, de la hiat la corespondența sunet-literă, apoi diftong și hiat. Pot spune că aici au complicat puțin lucrurile anul acesta. Apoi, pe subiectul B2, a fost derivare de la un cap la altul. Deci, toți itemii în cei 4 ani au propus derivarea cu nota că anul acesta au solicitat o derivare cu sufix diminutiva, dar nu foarte complicat. Copiilor le place abordarea asta diminutivală oricum. La subiectul B3 avem de la sinonime până la anul acesta sensul cuvintelor. La subiectul B4, devenit ulterior B5 din 2022, li s-a solicitat elevilor verbe la timpuri diferite ale modului indicativ, apoi trecerea substantivelor de la plural la singular, apoi 3 verbe la timpuri diferite ale modului indicativ, iarăși același subiect ca în 2021 și în 2024, anul acesta, adică li s-a cerut să treacă verbele de la mai mult ca perfect la perfectul simplu. Iarăși un pic mai complicat decât în anii precedenți, din punctul meu de vedere. La subiectul B4, în 2021, el n-a existat subiectul acesta de categorii semantice. În schimb, din 2022, au urmărit omonimia, polisemia și anul acesta sinonimul expresiei iute ca vântul. La construirea enunțurilor cu funcții sintactice, nu au fost alese neapărat funcții sintactice complicate, de la complement prepozițional la atribut sau cazuri, ori adverbe, cum a fost anul acesta, adverbul bine la gradul superlativ absolut de superioritate. Subiectul care propune evaluarea frazei a avut în primii 2 ani o distribuție aproape comună, completarea propoziției din care se rezultă un raport sintactic și precizarea lui de către elev, iar în anul următor li s-a cerut anume un raport sintactic cu ordonarea adversativă, apoi în 2023 transcrierea subordonatelor, era o completivă prepozițională și o atributivă, și din discuțiile cu colegii mei de la vremea aceea, mulți s-au plâns că nu avuseseră timp să studieze încă completiva prepozițională. Iar anul acesta li s-a dat un subiect care, din punctul meu de vedere, ar fi puțin complicat și la vară, dacă ar pica. O subordonată, cum pudresc plăcintele, să fie o dată completivă directă și a doua oară atributivă. Pe subiectul B8, și este un subiect tare interesant, mai ales prin prisma rezultatelor publicate, dar o să vorbim mai târziu de rezultatele publicate de minister astăzi. 79% dintre copii nu au reușit să ia punctajul integral aici, unde ei trebuie să aleagă forma corectă a cuvintelor. Iar la subiectul al doilea, în 3 ani din 4, li s-a cerut elevilor să realizeze rezumatul într-un singur an, în 2022, caracterizarea personajului. Sunt subiecte, cred că profesorii de limba și literatura română pot susține, pot afirma că sunt subiecte la care cumva ne așteptam. Poate doar, v-am zis personal, subiectul acela de la fraza a venit un pic prin surprindere. Să spunem și profesorilor care sunt în Zoom, să spunem că poți încărca, vei transmite, vei trimite pe Zoom documentul produs de tine, nu? Realizat de tine. Mulțumesc mult. E interesant de știut cum au stat subiectele, cum au fost subiectele, făcut tot așa o comparație la matematică. Pentru ultimii ani. Cătălin Ciupală, știu că te-ai gândit la asta. Da, mulțumesc. M-am gândit la o comparație, n-am făcut-o în asemenea detaliu pe care m-a făcut-o Cătălin. Am făcut, în schimb, o oarecare analiză, cât s-a putut așa în timpul scurt pe care l-am avut, între subiectele pe care le-au propus și am făcut o comparație oarecum pe itemi cu rezultatele și statistica dată de minister. Cred că pot să share-uiesc ecranul, corect? Se vede?
Da, se vede. Bun. Deci asta este o statistică în care am pus una lângă alta itemul și cât au reușit să facă, cât nu au făcut de la evaluarea națională în procente. Primul, la matematică sunt trei subiecte mari, trei subiecte romane. După cum mulți dintre noi știm, primele două subiecte romane sunt de tip grilă, în care este cu alegere multiplă. Ce mi-a atras atenția este exact prima problemă, ca să spun așa, în care copiii aveau de calculat ceva foarte simplu de clasa a doua și în mod surprinzător aproape 20% dintre copii n-au reușit să facă acest calcul. 20% este, după părerea mea, foarte mult. Practic, copiii aceștia nu că nu au reușit să facă calculul, dar nici măcar nu au putut să aleagă răspunsul, ținând cont că există trei distractori care sunt cam neverosimili, deci nici nu știu să calculeze și nici nu știu să estimeze. Asta, după părerea mea, ceva foarte grav, care ne dă de gândit bun. La exercițiul acesta al doilea, observăm că aproape 60% dintre copii nu au reușit să-l facă, cu toate că era ceva destul de simplu. Mulțeai mezii cu extremii și făceai niște separări de termeni, deci într-un pas 2, 60% n-au putut să-l facă. Aș dori să-l corelez cu un alt subpunct, o să revin mai târziu la 3 roman. La subpunctul 3, unde aveau de făcut o intersecție de două mulțimi, se vede? Mă auziți? E tot în regulă? Bine. Tot în regulă, da. În care au făcut intersecția destul de mulți, lucru oarecum natural, pentru că a intersecta două și a vedea, dacă știi conceptul de intersecție, poți să faci problema destul de ușor. Asta înseamnă, dar, că e procentaj bunicel, da, dar să ne uităm la cei care n-au putut să-l facă, care sunt aproape un sfert din copii, de fapt nu reușesc să înțeleagă conceptul de intersecție. Nu reușesc să înțeleagă ce înseamnă intersecția a două mulțimi, adică zona comună și sunt mulțimi. Dacă ne putem uita aici, sunt mulțimi foarte cum se cade. Sunt numere până la 9. Și n-au reușit, este un lucru grav, după părerea mea, și nu e deloc în regulă. Mulțimea soluțiilor inecuației, aici iarăși o să vedem că este o oarecare corelație cu alte subpuncte. Din nou, jumate-jumate, practic n-au știut să facă o chestie elementară de clasa 8-a. Un lucru oarecum surprinzător, să știți, jumătate dintre copii nu au făcut exercițiul 5, dar era de dificultate oarecum ridicată. Eu intuiesc că mulți dintre cei care l-au făcut corect au ghicit răspunsul, pentru că altfel nu-mi explic de ce n-au putut să facă exercițiul 2, care era mai simplu. Cu alte cuvinte, practic vedem că testele grilă, pe de o parte, au o vulnerabilitate în faptul că nu ne putem da seama cât au înțeles copiii, pe de altă parte am putea zice că se poate merge pe intuiție, dar itemul nu-i făcut astfel încât să mergi pe intuiție ușor. În sfârșit, mergem la ultimul subpunct de la unul roman, unde, din nou, destul de mulți copii nu au reușit să înțeleagă ce înseamnă cel puțin nota 8 și n-au putut să compare o diagramă. Da, nu este nici asta foarte încurajator. Față de subiectele de anii trecuți au fost un pic mai dificile, în sensul că anul trecut nivelul de dificultate era în jurul clasei a 4-a, a 5-a. Ori aici au fost un pic mai ridicate, astfel încât s-a trecut la nivel de clasa 6-a, 7-a, 8-a, într-un mod real. Trecem la geometrie. Prima problemă era de a aduna niște segmente, de compara niște lungimi aici. Vedem că sunt aproape 30% care n-au reușit, cu toate că dacă listarea subiectelor era bună, ceea ce e aproape sigur, copiii puteau să compare cu ajutorul unei rigle,
segmentele și puteau să intuiască. Deci, chiar dacă nu știi geometrie, tu poți să faci problema aceasta pentru că desenul este cât de cât fidel. Practic, putem spune că aproape un sfert dintre copii, 30%, nu reușesc să înțeleagă anumite concepte de lungimi, de segmente, să lucreze cu ele, ceea ce este un lucru elementar pentru că acestea se pot face inclusiv la grădiniță. Nu neapărat adunat segmente, dar lucrat cu lungimile respective, comparat lungimile la clasele 1-2, cred că se fac. La subiectul al doilea, aici este o comparație de și o calcul de măsuri. Din nou vedem că o proporție destul de mare. Nu-i surprinzător pentru că începe abstractizarea mai mult. Deci, cu cât crește gradul de abstractizare, putem să vedem că sunt mai mulți copii care nu reușesc să rezolve itemul. Aici este o problemă surprinzătoare, problema 3, pentru că nivelul de dificultate este ridicat. Ca dacă știi să faci complet problema și vedem totuși că la nivel de dificultate ridicat 40% au reușit să facă problema, da? Dar dacă comparăm cu 40% de la algebră de aici, unde este, la exercițiul 2, vedem de fapt că ei au ghicit. Este foarte puțin probabil ca un elev să rezolve o problemă de dificultate ridicată și totuși să nu poată să rezolve o problemă simplă. Și asta e o problemă de geometrie, deci cu abstractizare destul de mare. La fel este și la exercițiu 4. Eu cred că din aceștia 48% care au reușit să facă o foarte bună parte din ghiceală, încă o dată subliniez faptul că nu este neapărat greșit că sunt teste grilă, ci faptul că prezintă o vulnerabilitate în ghicit. Ori esența matematicii este a face judecăți corecte, complete pentru rezolvarea unei situații, mă rog, acum discutăm de matematică, dar poate fi și o situație concretă din viața reală. Aici aș insista un pic pe problema 6, care este oarecum similară cu problema de geometrie în spațiu de la subiectul 3 roman și este iarăși o discrepanță destul de mare cu faptul că din nou ne jucăm cu niște linii mijlocii, lucru care se întâmplă și la subiectul 3 roman și este o diferență de note și de procentaje. Iarăși intuiesc aici că mulți dintre copii au ghicit răspunsul fără neapărat să-l fi știut. Acum aș dori chiar să subliniez un lucru. Dacă calculez probabilitatea cu care un copil nimerește răspunsul corect, este de 25% sau 1 pe 4 probabilitatea. Deci acest procentaj de 36% se cam apropie de nimereala naturală, ca să zic așa. Trecem la subiectul 3 roman și la subiectul 3 roman unde copiii trebuie să redacteze complet soluțiile și complet și corect și mai ales soluția să rezolve problema, vedem că deja numărul și procentul copiilor care nu au luat nimic, deja uitați-vă, 65% pentru o problemă, unde este o verificare care nu e foarte simplă, dar nici nu e complicată. De exemplu, remarcăm aici când trebuie să calculeze E de 0 egal cu 4 să demonstreze, practic, copilul, de fapt, jumătate, peste jumătate, aproape 60%, nu înțelege conceptul, că altfel ar fi făcut problema. Nu, pur și simplu el nu înțelege că în loc de X trebuie să pune 0. La fel, aici sunt niște calcule, o oarecare discrepanță, pentru că calculele de la subpunctul A nu sunt corecte. Nu sunt ușoare, dar totuși aproape 41% au făcut ceva din problemă. Dacă coroborăm cu acest 6,85 făcut complet, jumătate din copii au făcut parțial exercițiul 3. Intuiesc că au făcut niște calcule simple aici la amic. La geometrie deja lucrurile intră în zona de abstractizare destul de mult, discrepanța e mare. Ce aș dori să subliniez că problema cea mai dificilă a fost la 5B, este acel celebru 5B care a apărut în presă.
Doar 0,7% dintre elevi au făcut această problemă, fiind o problemă de nivel ridicat, cea care va face diferența între cei, între copiii, hai să zicem, între notele foarte mari, este absolut normal să fie o problemă de nivel ridicat, nu foarte ridicat, dar de nivel un pic peste medie. Lucrul se vede clar că puțin, foarte puțin l-au făcut. Repet, după părerea mea, este normal ca puțin să facă cea mai grea problemă. Aproape 10-1% dintre elevi. Aici, la subiectul, ultimul subpunct, vedeți aici, nu intru în detalii, dar sunt două linii mijlocii. E exact ce v-am spus eu, că foarte puțini au luat punctaj parțial. Puțin, mulți dintre ei n-au știut să facă deloc o justificare, dar este similar și se poate face o legătură cu ce am spus la început, cu problema de geometrie. Doar ca, tot ca analiză, aș dori să spun că note de 10 au fost doar 91, este statistica Ministerului, 91 de note de 10, ceea ce este în regulă, ținând cont că este o simulare, dar să ne uităm un pic ce s-a întâmplat în 2023 la matematică, unde au fost 3.000 de note de 10. 3.000 de note de 10 curat aproape din cei prezenți la evaluare națională, un procent de, nu știu, estimez așa în jur de 2-3%, cam 2%, ceea ce este foarte mult. 3.000 de note de 10 la matematică, la evaluare națională, este enorm. Mai aproape de realitate aș merge pe ce se întâmplă. Mulțumesc, sper că Mulțumesc, Cătălin. Aș vrea să rămânem câteva minute tot în sfera matematicii și să întreb colegele de matematică, pe Lili Olărașu și pe Cătălina Dogaru, să le întreb care sunt subiectele care au dat bătăi de cap elevilor lor. Pentru că știu că ați discutat cu elevii după evaluare și după aceea mergem înapoi către română și facem aceeași discuție. Aș putea eu să iau cuvântul? Sigur, Cătălina, mulțumesc. Cred că nu doar în cazul elevilor mei, ci o situație generală, e faptul că elevii nu abordează subiectul al treilea, dacă e să fim sinceri, și statistica arată asta. Foarte puțini elevi acordă importanță subiectului al treilea, poate se gândesc că deja au nota 7 dacă au rezolvat grilele corect și de ce trebuie să mai muncească, să mai facă o rezolvare completă la subiectul al treilea. Ceea ce este foarte trist, pentru că au poate o idee preconcepută legată de faptul că subiectul al treilea este mai greu și atunci nu vor să abordeze nici măcar punctul A. Iar de obicei punctele A sunt mult mai simple decât ce este la punctul B. Și atunci sfatul meu, dacă tot fac această intervenție, este ca elevii pe viitor să încerce să rezolve și subiectul al treilea, mai ales punctele A, pentru că este păcat. Fiecare punct A valorează două puncte. Și atunci s-ar putea ca la nota finală să facă diferența. Mulțumesc, Cătălina. Mulțumesc. Lili, ce ai observat și ce ai discutat cu elevii tăi? Observ că diagnoza pe care a făcut-o Cătălin corespunde foarte mult cu ceea ce mi-au împărtășit elevii mei, că ori au pus la nimereală, ori nu s-au gândit prea mult, ori au măsurat cu compasul unghiuri, iar la subiectul 3 unii nici nu s-au mai obosit să lucreze, deși insistăm permanent pe lucrul acesta. De ce a fost mai greu de abordat acest subiect pe care nu l-au abordat elevii? Subiectul 3? Da. Păi nu știu, fiind subiecte de dificultate, subiectele acelea de la subiectul 1 și 2, eu știu, mai de încercare, cumva, probabil, nu aș putea să vă spun exact, probabil au zis, nu mă mai apuc de asta, nu pot să vă spun exact. Mulțumesc mult și vom vedea în sfera limbii și literaturii române ce se întâmplă acolo, care sunt, aș vrea să știu care sunt subiectele care au pus probleme elevilor.
Da, Cătălina, sigur. Din ce am observat și mă uit și pe raportul de la minister, cred că a avut dreptate Cătălin Zeman atunci când a zis că nu s-a apucat peste tot să se facă foarte bine atributiva și completiva directă, pentru că acolo au fost punctaje mai scăzute. Și l-a rezumat pentru că rezumatul pare o compunere foarte simplă, foarte ușoară. Ce poate să fie mai ușor decât să concentrezi ideile dintr-un text? Numai că există niște reguli, rezumatele nu se fac oricum. Poate ar fi mai bine să aprofundăm regulile acestea, deoarece ele nu au fost respectate în totalitate. Dacă vreți, Bogdan, prezinți tu raportul de la minister sau... Să intervii și întrug eu analiza, cum dorești. Da, aduci tu analiza, e în regulă? Bine. O să vedem pe rezultatele respective că nu s-au obținut punctaje foarte mari, dar la română, ca de obicei, probabilitatea este mai mare, subiectele par mai accesibile și zic eu cumva mai aproape de un nivel mediu. A fost însă, ca să revin la întrebarea ta, o diversitate de greșeli. Adică unii copii au greșit în mod surprinzător la lucruri foarte simple, cum ar fi grilele, deși cel puțin cele de la literatură am văzut că au fost făcute corect într-un procent destul de mare. Alții au greșit la fonetică. Trebuie să mărturisesc că eu sunt și mamă de copil în clasa 8-a. Așadar, nu am corectat, nu am evaluat, nu am voie să fac parte din comisie anul acesta. Și am observat și la fiul meu și la prietenii lui că s-au minunat și ei apoi de ce greșeli copilărești au făcut. De asta cred eu că simularea asta e foarte utilă pentru toată lumea. Ne trezește un pic așa la realitate și ne atrage atenția asupra lucrurilor asupra cărora trebuie să ne oprim un pic mai mult, să fim puțin mai atenți. Eu Spuneai. aveam primit mesaj de la doamna dirigintă și de asta mai trăgeam un ochi în telefon, un pic la voi. Sunt bune, am un copil bun, dar o să fie și mai bune până în vară. Păi, ce... Felicitări. Spuneai că simularea este un pic diferită de examenul din vară, pentru că nu, copiii nu au ajuns încă să parcurgă programa și că e posibil să nu fi făcut atributiva sau. O clipă, au fost conținuturi acceptate. Așa. În mod normal, așa după cum a fost gândită programa, după cum sunt gândite manualele, în momentul în care s-a dat simularea, ar fi trebuit ca aproape toată lumea să fi făcut aceste tipuri de subordonate, dar trebuie să luăm în calcul niște variabile. Au fost școli care au avut în perioadele anterioare săptămâna verde și școala altfel, și școli care nu le-au avut. Există clase la care ritmul este mai rapid, clase la care ritmul este mai lent. Niciodată nu putem să punem pe toată lumea în aceeași barcă. Și atunci e firesc să existe discrepanțe și la nivelul rezolvării subiectelor. Mulțumesc, e foarte bună observația și parcă te mai liniștești așa în contextul rezultat. Stimularea nu trebuie să ne sperie. Deci, Așa, așa. eu, spre exemplu, da, am observat la fiul meu, niște, nu te mai miști decât cele la care m-aș fi așteptat. Dar asta e foarte bine pentru că el a făcut niște greșeli pe care mă bucur că le-a făcut acum, la simulare. Și asta e valabil pentru toți copiii. Îi învăț să nu se sperie de greșelile făcute la simulări, pentru că norocul lor este că le-au făcut acum, le-au conștientizat, au timp să corecteze ce e de corectat și nu să le mai facă la examen. Până la urmă de asta, nu? Asta este scopul acestor simulări. Sigur. Mulțumesc, Cătălina. Bogdan, prezinți tu Da, statistica de la minister? o voi spune fără o prezentare vizuală și aș și face câteva comentarii, pentru că mie mi eu sunt un Bogdan, pot fotograf. cerui eu dacă vrei și nu ai.
Te rog, și eu voi Da? Și prezenta. voi derula pe măsură ce vei prezenta. În regulă. Eu urmăresc simulările, îmi place să-i pregătesc pe elevi pentru simulări, pentru că începe așa starea aceea de învățare pentru examen și eu cred că acum ne putem regla destul de bine și noi profesorii ceea ce predăm și știm mai clar modul în care au achiziționat anumite concepte, modul în care reușesc să înțeleagă și să aplice ceea ce noi le-am predat. Și subiectul de la simulare cred că ne oferă tuturor niște informații foarte clare. De ce? Pentru că odată textele au fost alese foarte bine, sunt texte complexe din literatura contemporană, și textul literar și textul non-literar. Și atunci putem să ne dăm seama cum percepe copilul cuvântul și care e gradul lui de alfabetizare. Și mie mi se pare interesant faptul că nu avem procente în care avem 0 puncte, procente foarte ridicate. Deci am observat că, de exemplu, la subiectul 1A, doar în itemul în care presupune și interpretare, avem 32% elevi care au primit 0 puncte. În rest, în zona de comprehensiune, în zona de înțelegere propriu-zisă a textului, stăm foarte bine, niciunde nu ajungem la 15% dintre elevi cu 0 puncte. Eu zic că e un procent foarte bun și cumva ne mai dă așa un pic de optimism. Și aș vrea să ne uităm aici la subiectul 1A, la cele două grile. Itemul 2, 3 și 4 sunt exerciții de localizare a informației și observăm că elevii au ajuns să facă în proporție de 85%, 91,38% răspuns corect, care merge mână în mână cu ceea ce au primit și la partea de gramatică. Adică, dacă ne uităm destul de critic la aceste rezultate, observăm că elevii noștri înțeleg cuvintele, pentru că am observat că atunci când au fost nevoiți să menționeze un sinonim pentru o anumită structură, tot așa, procentajul de răspuns corect a fost spre 90%, dacă nu mă înșel, la itemul 4, 94,5%. Deci elevii noștri înțeleg cuvintele, pot localiza informația, deci deja sub componentele unei competențe de comunicare încep să și le fundamenteze destul de bine. Observăm, în schimb, că la inferențe doar 41,51% dintre elevi au răspuns total corect. E vorba de itemul 5 de la partea 1A. Și aici, poate dacă Ministerul va oferi niște date mai clare, vom putea înțelege dacă elevii noștri fac diferite tipuri de inferențe. Itemul acesta 5 vizează deja deducții, trecem la un nivel mai avansat. Însă, m-aș uita cu atenție la itemul 6 și la itemul 7. Odată la itemul 6, pentru că aici, de fapt, se evaluează subcomponenta teoretică a competenței de lectură și e vorba de oferirea unui exemplu, a unui concept, deci îți oferă un concept, în cazul acesta au fost modalitățile de caracterizare pe care tu trebuie să-l aplici. Observăm că 64% dintre elevi au primit un punctaj parțial. Am mai observat tendința asta și la câteva exerciții de gramatică, acolo unde presupunea să rezolvi exercițiul bazându-te pe cunoștință. Și aici aș face o paranteză. E posibil că în momentul acesta, dacă oferim un pic de context, noi suntem undeva la al treilea, al patrulea an în care se face evaluare după schimbarea curriculumului la gimnaziu. Suntem în al patrulea an în care tot vorbim de competențe, în sus, în jos, pe dreapta, stângă, peste tot e doar despre competențe și competența presupune și prezența cunoștințelor. Noi foarte mult timp am înțeles competența în zona doar de abilități și nu construiam itemi care să ia în calcul cunoștințe foarte clare. De aceea poate a fost și moda aceea o lungă perioadă în care tot timpul copiii înainte de examen făceau non-stop subiecte, unele peste altele, culegeri întregi. Eu cred că un pic ar trebui să ne oprim asupra acestor item și să vedem că de fapt elevii
Da, au abilitățile de bază de înțelegere a textului, dar problema e la cunoștințe. Și la teorie literară, dar și la teorie lingvistică. Pentru că, la fel, procentajul scăzut a fost acolo unde trebuia să facă diferența între diftong și hiat, să știe anumite teorii și anumite excepții din cum e prezent diftongul în anumite cuvinte, sau, de exemplu, a fost acel exercițiu în care trebuiau să construiască un enunț asertiv, să utilizeze mai multe concepte și observăm că atunci când, odată, avem cunoștințe și, doi la mână, avem procese cognitive mai ridicate, elevul nu reușește să facă față foarte bine. Ce îmi transmite mie asta ca profesor? Că trebuie să fiu foarte atent la modul în care se face transferul conceptului pe care eu îl predau. Predau atributul, nu mă rezum doar la identificarea atributului, ci încerc să-l fac pe elev să aplice atributul, să construiască enunțuri cu atributul, să-l duc pe toate procesele cognitive, astfel încât la examen să reușească să facă față. Asta am observat așa pe ansamblu la ITMI, care se bazează pe cunoștințe foarte clare din programă. De asemenea, mi se pare interesant la itemul 7, itemul 7, acolo unde avem un element de conținut comun. Știți, elevii au un text literar, un text non-literar, care vizează aproximativ aceeași temă sau au un element de conținut comun și ei trebuie să-l analizeze. Observăm că 63% au primit punctaj parțial, 28,19% au punctaj maxim. Și aici, dacă datele ar fi mult mai clare pe ce le-a fost căzut elevilor, e posibil să fie greșeli de redactare, semne de punctuație sau de analiză, iarăși vom putea înțelege câtă capacitate au elevii în a compara textele. Deja itemul 7 presupune comparare. Nu mai lucrăm cu un singur tip de text. De asemenea, problematic mi se pare itemul 8. Itemul 8, care mie mi s-a părut superb. De ce mi s-a părut superb? Pentru că mi s-a părut că este ancorat perfect în programă. În sfârșit, a fost o întrebare cu o tematică relevantă pentru programa mea de profesor de limba și literatura română. Pentru că noi avem patru teme în clasele gimnaziale, referitoare la lumea din jur, la modul în care copilul înțelege lumea din jurul său, orizonturile lumii, modul în care intră într-o reflexie despre lumea din jur, și mi s-a părut că elevii, dacă înțelegeau cu adevărat în paradigma aceasta în care suntem în momentul de față, ar fi putut da niște răspunsuri foarte frumoase. Și atunci, când vezi 75,48% dintre elevi că nu, că au atins doar un punctaj parțial, înseamnă că ar trebui un pic să revedem cum analizăm textele. Dacă cu adevărat îi problematizăm tematic, dacă această abordare tematică cu adevărat există în orele noastre și cumva noi ca profesori, reflectând asupra acestor aspecte, cred că putem ulterior să-i ajutăm foarte mult și să-i direcționăm în funcție de aceste teme. Iar acest item 8 vizează destul de bine gândirea critică și modul în care faci deducțiile pe baza textului la prima vedere. Asta înseamnă că aici e destul de mult de lucru, că ar trebui să provocăm mai mult gândirea critică a elevului. Iar itemul 9, deja ajungem în o fel de subcomponentă ideologică, așa, socioafectivă a competenței de comunicare, în care elevul identifică o valoare, are nevoie și de lectură suplimentară pentru a face o comparare, dar nici aici nu avem date suficiente să înțelegem clar ce nu face bine elevul. Nu identifică valoarea, înseamnă că elevul nu știe foarte clar o strategie de lectură, nu are lecturi suplimentare, înseamnă că nu și-a dezvoltat acest obicei al lecturii de zi cu zi. Aici e destul de neclar. În schimb, eu cred că e un exercițiu destul de provocator la care încă vor mai avea timp să lucreze. Astea cumva, rezultatele acestea merg mână în mână și cu ceea ce ne spun rezultatele la rezumat, pentru că
La rezumat, dacă la conținut stăm destul de bine, cu anumite probleme la identificarea ideilor principale, la modul de concentrare, totuși avem probleme la corectitudine gramaticală, ortografie, respectarea normelor de punctuație. Am observat asta în toate, cel puțin la redactarea rezumatului, 57% dintre elevi au primit 0 puncte la corectitudine gramaticală, la ortografie 63% au primit 0 puncte, la respectarea normelor de punctuație 72%. Ideea este că această abilitate de bază a redactării ar trebui poate mai rafinată în ultima perioadă înainte de examen, cu o mai mare atenție la corectitudine și la nuanțele pe care elevul le are în exprimare. Cam atât aș avea eu de spus pe aceste rezultate. Cred că Cătălina mă va completa. Da, mulțumesc mult, Bogdan. Cătălina? Un are legătură exact cu ce observase Bogdan la rezumat. Punctajele acestea scăzute la ortografie și la punctuație ar putea justifica și motivul pentru care la exercițiile 6, 7, 8 și 9 avem doar punctaje parțiale, pentru că ar fi putut acolo să fie scăzut tocmai punctul acela pe ortografie și pe punctuație, sau poate mai rar pe încadrarea, sau, mă rog, lipsa încadrării în numărul de cuvinte. Însă, ce spunea Bogdan mai devreme, că ar trebui să fim mai atenți acum în apropierea examenului asupra competențelor acestora de redactare, poate fi făcut doar într-o anumită măsură. E greu ca în clasa 8-a, înainte de examenul de evaluare națională, printr-un proces complicat și, nu știu, fabulos în egală măsură, să reușim dintr-o dată să scriem corect, coerent, nuanțat, în măsura în care noi nu am reușit să facem asta ani întregi. Și principalul motiv este acela că nu citim. Nu avem cum să facem, să elaborăm niște fraze dacă noi, de-a lungul timpului, nu am văzut asemenea fraze, n-am intrat în contact cu ele în mod repetat prin lectură. Ce am putea să facem, da, ar fi să mai lucrăm încă o dată cu copiii, să vedem când se dublează iul, care e în rădăcină, care e dezinență, care este articol. Da? Ăsta e un lucru pe care îl putem clarifica până la examen. Putem să le readucem aminte unde folosim virgula, care sunt situațiile în care o utilizăm și așa mai departe. Dar există, asta este realitatea, carențe în exprimare care nu vor putea să fie rezolvate chiar și la copiii foarte buni, nu vor putea fi rezolvate în cele câteva luni pe care le mai avem până la examen. Deci putem să ne concentrăm pe, nu știu, pe componentele astea mai exacte, mai bine determinate, dar dacă tot se uită la noi și profesori care au clase mai mici, mai ales părinți, încurajați-vă copiii să citească, pentru că lipsa aceasta a lecturii se vede și într-un examen național, care pare să nu aibă așa mare legătură cu cititul. Așa e, Cătălina. Cătălin, vrei să completezi? Și pe Bogdan și pe Cătălina. Apropo de itemul nou de la subiectul a ce spunea Cătă mai devreme cu lipsa lecturii. 32% dintre elevi au punctaj zero. Asta înseamnă că ei nici n-au pus pixul pe hârtie. Da? Deci nu s-au străduit nici măcar să numească o operă pe care au făcut-o la clasă. Ei pot asocia cu orice acolo. Relevanța vine ulterior, cum argumentează ei că au identificat o valoare comună. Ei trebuie doar pentru un punct din șase, adică e un punctaj intermediar, un punct din șase, da? Pentru un punct din șase, ei trebuie să numească o operă și un autor. Nici măcar asta n-au făcut. 32%. Gândesc că se întâmplă și la română, cum spuneau colegii de matematică, da? Că se întâmplă uneori la matematică, și există niște exerciții sacrificate cumva, adică niște exerciții care par foarte grele din start și pe care poate copiii de la bun început își propun să nu le facă. Adică valoare, e dificil să identifici o valoare
la nivel de gimnaziu, adică asta cere oarecare experiență, nu doar de lectură, ci și de viață. Iar dacă nu ai valoarea, nu ai cum să găsești textul cu care asociezi. Și atunci, probabil că ăsta este motivul pentru care nici măcar n-am încercat. Deși sfatul meu este pentru copii și să încerce să scrie, până la urmă, nu. Ok, nu primești nimic, da? Dar dacă primești ceva, dacă reușești acolo, să identifici ceva corect, să faci o asociere corectă, măcar să încercăm. Cu asta nu sunt niciodată de acord, să lăsăm un exercițiu necompletat. Și la grilele acelea, frate, vorba de Cătălin Ciupală, măcar încerci să ghicești o variantă, nu o lași așa. Mulțumesc pentru aceste completări. Tocmai vroiam să încurajez participanții din Zoom și pe cei care ne privesc de pe Facebook să intervină dacă au ceva de întrebat sau de spus și observ că este cineva din Zoom care vrea să intervină. Vă rog, doamnă. Sau? Nu. Intervine cineva din Zoom? Nu. Dacă nu, vă rog. Aș putea să intervin. Eu am scris și în chatul din Zoom. Nu știu Da. dacă este accesibil în tuturor. Și Doamna anume Dragomirescu. faptul că aceste borderouri despre care discutăm sunt accesibile profesorilor care pot discuta cu elevii de la clasele dumnealor exact unde au greșit. Adică putem să defalcăm acele punctaje pentru 8, 9 în special ce am discutat până acum. Mulțumesc frumos! Sigur, mulțumesc frumos. E cazul să precizăm că în comunicatul Ministrului Educației se spune în felul următor, comunicatul venit după afișarea rezultatelor la simulare. Profesorii care predau la disciplinele la care s-au susținut probele simulării, limba română, matematică, respectiv limba maternă, au acces la lucrările elevilor din clasele la care predau, precum și la borderourile de evaluare corespunzătoare, pentru a le putea discuta cu aceștia în perioada următoare, în scopul identificării nevoilor individuale ale fiecărui elev și organizării unor activități remediale care să-i susțină în procesul de pregătire din perioada următoare. Aș vrea să vă întreb, pentru că e o întrebare venită de la înscriere, în momentul în care s-au înscris colegii noștri, de la un părinte. Și anume spune așa: în calitate de părinte, vreau să știu părerea profesorilor merito în legătură cu subiectele de la simulare și ce sfaturi au pentru elevi în perspectiva examenului din iunie. De asemenea, având în vedere subiectele de la simulare, cei 6 profesori merito consideră suficient timpul de lucru de 2 ore? Sunt cerințe, tipuri de exerciții în structura actuală de subiecte pe care profesorii merito le-ar elimina sau le-ar revizui, îmbunătăți? Un profesor de română poate nota un răspuns dacă acesta nu se încadrează în barem, dar profesorul îl consideră un răspuns corect? Este, de exemplu, trăsătura unui personaj de la simulare. Este o întrebare pe care am primit-o odată cu linkul de înscriere. Dacă îmi permiteți, da, în barem sunt doar exemple de răspunsuri, sunt răspunsuri posibile, dar nu sunt singurele acceptate. Deci, cu siguranță, dacă au menționat alte trăsături sau dacă din nou la 7, 8, 9 au precizat ceva corect, dar care nu se găsea în barem, profesorul poate să puncteze fără probleme. Iar în ce privește structura subiectului, strict din punctul meu de vedere, vor răspunde și colegii mei, eu cred că da, la română este un subiect care se poate face în 2 ore, ca dovadă că sunt mulți copii care termină mult mai devreme, e adevărat, copii foarte buni, dar nu e vorba doar de asta. Mie mi se pare echilibrat subiectul.
și nu știu ce am putea să scoatem sau de ce am mai adăugat timp. Chiar cred că este realizabil. Un aspect asupra căruia am îndoieli, există propuneri de subiect la 2 cu text argumentativ și mi se pare că e dublu verificat aceeași competență pentru că avem deja argumentare la punctul 8, așa că la A1-8, la 1A8, pardon, așa că nu văd de ce am mai face tot argumentare la subiectul 2. Sigur că e o argumentare mult mai elaborată, sunt mai multe aspecte verificate acolo, dar asta ar fi ușor repetitiv. Deci ăsta este genul de subiect pe care l-aș evita la 2. În rest, chiar subiectele de acum mi se par mult mai bine gândite decât și se pliază mult mai bine pe profilul psihologic al copilului de clasa 8-a decât acum câțiva ani. Dintre colegii de română, aveți și alte precizări, aveți și alte comentarii la această întrebare? Cumva, Domnul Dan, Stefan. zi tu, scuze-mă, cumva se aplică pe curriculum de câțiva ani, e normal ca, cumva, într-un sistem normal, subiectele acestea n-ar fi trase la Indigo. Noi avem în această tradiție didactică a noastră să ne dorim model de subiect în decembrie, după aceea un subiect aproape 1 la 1 ca structură și în iunie. Eu cred că la un moment dat putem treptat, treptat să ne obișnuim cu evaluarea competențelor și poate să nu mai avem modele de subiecte neapărat, ci structura subiectului, competențele vizate și conținuturile vizate. Și să fie o mai mare libertate pe item, pentru că în ceea ce privește programa de limba și română, dar cred că și de matematică, e foarte important să evaluezi în filozofia celei discipline. E matematică, evaluezi în zona raționamentului matematic și așa cum e construită disciplina. În ceea ce privește limba română, ai un model curricular, nu știu, modelul dezvoltării personale la gimnaziu, încerci itemii să meargă în zona aceea și cred că atunci se va face cu adevărat o evaluare de competențe, dar mie mi se pare că în acest proces suntem, pentru că de la an la an vedem că itemii sunt mai stabili, evaluează tot mai bine competența, deci cred că nu trebuie să facem schimbări majore de la un an la altul, ci să le facem constant și astfel încât să nu bulverseze sistemul. Și tradiția. Mulțumesc. Mulțumesc, Bogdan. Colegii de matematică, dacă ar vrea să intervină pe acest subiect. Spune și eu câteva cuvinte. Acum, apropo de ce ziceau colegii de română, Bogdan, Cătălina, competențele presupun cel puțin trei lucruri. Cunoștințe procedurale, adică să știi materia, cunoștințe declarative, să știi materia, să știi carte, să știi să fii învățat, cunoștințe procedurale, să știi să le utilizezi. Foarte important e să ai și valori și atitudini. Ori aici, faptul că mulți dintre acești copii nu, nici măcar nu încearcă, de exemplu, la subiectul 3 roman la matematică, să facă ceva, adică sunt pagini goale, asta spune că ei, de fapt, nu au o atitudine constructivă, nu au o atitudine, n-au oarecare perseverență, ca să spun așa. Eu cred că aici putem lucra și noi, profesorii, să încurajăm pe copii să scrie ceva și, pe cât posibil, eu chiar îmi doresc foarte mult, să scrie ceva corect și complet. Lucrurile și problemele de la subiectul 3 roman nu sunt foarte dificile. Trebuie doar să-ți dorești. Ori faptul că foarte mulți dintre ei nu-și doresc să scrie sau nu pot să scrie așa ceva, înseamnă că nu au atitudine constructivă, ceea ce este, după părerea mea, un mare semnal de alarmă pentru decidenți și pentru noi, ca toți oamenii din învățământ,
Dacă ei la 15 ani nu au o atitudine pozitivă de a face ceva, de a rezolva ceva, asta e un lucru, după părerea mea, destul de grav. Chiar și dacă este un procent mic. Chiar și un procent mic este copiii aceia, nu au o atitudine grozavă. Nu e bine. Ce este de făcut până la examen? În primul rând, spun niște lucruri așa, oarecum banale, dar să știți că copiii nu știu să învețe. Eu predau la liceu, dar eu observ că ei nu știu să învețe, nici măcar dacă au 18 ani. A învăța este complet diferit sau în bună parte diferit decât de a rezolva probleme. E o diferență fundamentală între a învăța și a rezolva probleme. De prea multe ori, cum zicea și Bogdan, subiectele sunt standard și sunt standardizate. Aproape nimic nu se schimbă. Știi clar că la exercițiu cu tare ți se dă să te duci cu rigla acolo sau cu raportorul. Nu trebuie să înveți nimic, nu trebuie să știi nimic, doar te duci și știi să măsori. Atât de, într-un anumit fel, atât de standardizate sunt. Atenție, sunt standardizate ca formă, dar nu sunt bazate pe standarde de evaluare. Deci e o diferență aici. Și încât în atâția ani copiii doar au învățat să lucreze la matematică și să facă tipuri de subiecte, dar nu au învățat să învețe la matematică. Aici este, într-un anumit fel, ar fi bun un ajutor venit din partea profesorilor să învețe să învețe. Mulțumesc! Mulțumesc, Cătălin. Îndrăznesc să mă întreb, ținând cont că am văzut destului profesori care fac, mă rog, care vin la formări și care vin la cursurile de la Casa Corpului Didactic, dacă toți profesorii știu să învețe ca să, sau măcar știu să transmită ce știu ei către elevilor. Vreau să fac o scurtă mențiune. Aceste grafice sunt deja publice pe site-ul Ministerului Educației. Doamna Ioana Constantin întreba pe Facebook. Nu le-am primit noi, ci pur și simplu sunt publice, le-am luat de pe site-ul Ministerului Educației, după edu.ro. De asemenea, tot doamna Ioana Constantin ne întreabă ce ne puteți spune despre evaluarea de la final de clasa a șasea. Sunt modificări în structura subiectelor. Înainte de a răspunde la această întrebare, aș vrea să luăm pe domnul Mateiu, să-i dăm cuvântul, pentru că văd că a ridicat mâna din Zoom. Și după aceea v-aș ruga să facem o mică trecere în revistă în ceea ce privește structura evaluării de la clasa a șasea și revenim repede la celelalte întrebări pregătite pentru clasa a opta. Domnul Mateiu? Domnul Marius Mateiu ridicase mâna. Dacă nu mai vrea să intervină, nicio problemă, poate răspundem pe scurt, doamnei care întreba de evaluare de la clasa a șasea. Știu că nu era subiectul de astăzi, dar dacă este cineva care Eu știu își că nu este dorește. nicio precizire în acest sens. Așa a fost întrebarea. Deci, pur și simplu, așa a fost întrebarea. Ce puteți spune despre evaluarea de la final de clasa a șasea dacă sunt modificări în structura subiectelor? Eu știu ce puțin. Să presupunem că deocamdată nu sunt. Aș vrea să știu, să revenim la rezultatele simulării, practic la statistica publicată de minister și să vedem ce arată rezultatele care sunt publice și statistica în raport cu gradul de dificultate și cu volumul de muncă al elevilor. Care este munca pe care au presupus-o subiectele? Munca din spatele rezolvării de subiecte, pregătirea dinainte de simulare.
Domnul Mateiu completează, oare nu știu să învețe sau nu au stilul tradițional al învățării? Și care este nivelul de pregătire necesar pentru un elev, pentru ca un elev să fi putut obține un rezultat bun? Se poate obține un rezultat bun cu pregătirea de la clasă? Se poate obține un rezultat Categoric. foarte bun cu pregătirea de la clasă? Pentru că foarte mult, sau mă rog, există păreri care spun că dacă nu te duci la meditații, nu reușești să ai un rezultat bun la evaluare. Eu cred că se poate la clasă, eu cred că e exagerată ideea asta cu meditațiile. Subiectele ce presupun? Presupun să faci un rezumat. Cum spuneam, structurile și a arătat și Cătălin, tipul de item este cam asemănător de la an la an, adică nu te ia prin surprindere cu foarte multe. Profesorii lucrează de obicei de prin a șaptea, deja ei încep să lucreze după acest model. Manualele au astfel de întrebări, adică nu te ia chiar așa prin surprindere și acel wow biz, știi, toată furtuna care se petrece în momentul în care ai săptămâna cu simulările, nu cred că e chiar adevărată. Un copil care e atent la clasă și face rezumatul din clasa 6 cu profesorul lui, în clasa 8 va ști să-l facă. Să identifice în fiecare text literar valorile încă din clasa 5-a, pentru că programa menționează acest lucru, până în clasa 8-a tot reușești. Cărți pe care să le fi citit, nu cred că există profesor de limba română care nu dă lecturi suplimentare, care nu face cercuri de lectură și dacă nu face asta, au textele din manuale și sunt texte bune pe care le pot folosi de fiecare dată. La gramatică nu e... Nu sunt conținuturi dificile, adică poate procesele cognitive implicate în rezolvare de data aceasta au fost mai dificile, cum spuneam, la exercițiu cu frază sau cu sintaxă, dar până la sfârșit de clasa 8-a, elevii de obicei reușesc să facă lucrul acesta pentru că e specificul materiei de clasa 8-a. Deci nu cred că e nevoie obligatoriu de un profesor meditator ca elevul să ia o notă bună. E nevoie și de să fie autodidact ca elev și să fie interesat de școală și să adreseze întrebări în timpul orei și să fie în spiritul pregătirii de examen. Luați un elev mediu de clasa a 6-a, nu zic de clasa a 5-a, de clasa a 6-a. Dați-i subiectele și o să vedeți că se poate obține un 6 pe subiectele alea. La nivel de clasa a 6-a mă refer, dacă nu cumva mai mult, că dacă facem o analiză a itemilor, la subiectul 1A au avut de identificat două obiecte care se aflau în interiorul locuinței, nu? Parcă așa. Bun. Grilele acelea, nivelul de înțelegere a textului, adevărat fals, o trăsătură a personajului. Adică ne oprim acolo. Până acolo deja ajungeau undeva la nota 3,54, da? Dacă ne mutăm pe partea de gramatică, diftongul, hiatul, se studiază în clasa 6, da? Sinonimele, nu mai știu, derivarea. Iarăși, verbele acelea trecute de la mai mult ca perfectul la perfectul simplu se fac din clasa 5. Adică, cred că ducem totul spre tragic așa dacă afirmăm că doar cu pregătire se pot obține rezultate. Rezumatul se spunea și Bogdan mai devreme. Adică se lucrează din clasa a 5-a. Valoarea, la fel. Trebuie puțină voință. Adică nu putem arunca chiar așa cu noroi în munca oamenilor. Adică sunt oameni, să știți că sunt oameni în toate colțurile țării care muncesc și pentru o notă de 5 se muncește. Să iei un elev de la 2, să-l duci la 5, e îngrozitor. Nu toți au șansa de a preda la clase cu elevii extraordinari. Ne-am bucurat să putem face asta cu toții, dar vă dați seama. Și atunci, progresul ăsta trebuie contabilizat altfel. Ai perfectă dreptate, Cătălin, și mă uit la modul în care tu și ca profesor și ca director formezi atitudini și valori în școala ta.
la cât de implicat ești și la activitățile pe care tu le faci cu, și în care implici toată școala, părinți, elevi, profesori. Mi-aduc aminte curățenia care s-a făcut la voi în școală anul trecut și multe altele. Oameni care au venit și au muncit acolo și care au învățat ceva pe pielea lor și și-au format atitudini și valori pe pielea lor. Credeți că și acum o să vă spun, mă rog, o să pun o întrebare care este poate puțin mai incomodă. Credeți că se poate forma valori și atitudini în școală doar la oră, doar la ora de disciplină a limba română sau matematică sau engleză sau orice ar fi, sau ai nevoie și de alte activități și de alte atitudini ale profesorilor, ale școlii întregi și de o cultură a școlii pentru a forma în copiii din școala ta sau din clasa ta anumite atitudini și valori. Să fac o completare din întrebare. Să completez ceva. Te rog. Există un mit conform căruia dacă nu ești super talentat la română, dacă nu ești olimpic la română, poți să iei 10. Nu este adevărat. Vă spun din experiență că de-a lungul timpului, foarte puțini dintre olimpicii naționali au luat 10 curat la evaluare națională sau la BAC. Are mai multe șanse un elev care muncește metodic, care este riguros și care are mai degrabă o gândire algoritmică. Pentru că nu există punctaj pentru originalitate sau pentru creativitate sau pentru expresivitatea discursului. Și atunci nu trebuie să ne speriem. Aud adesea părinții spunând, dar copilul meu e mai mult cu matematica și e foarte bine, asta o să-l ajute. Așa că, iar chiar aș vrea să demontăm mitul ăsta. Și două vorbe despre ce întrebai mai devreme, răspunsul e subînțeles. Sigur că trebuie să creăm valori prin tot ceea ce facem, nu doar la școală și în afara ei, dar eu cred cu tărie că uneori este de ajuns un singur profesor, indiferent de obiectul pe care îl predă, ca să schimbe ceva în copil și ca să-i creeze niște valori. Împotriva tot ceea ce se află în jurul lui, împotriva, nu știu, experienței de acasă, din cartierul lui, da, într-o lume ideală ar trebui să creăm valori prin tot ceea ce facem și să ne susținem copiii pe toate planurile. Dar realitatea este că asta nu se întâmplă și atunci mi-aș dori ca fiecare dintre profesorii care participă acum la întâlnire să se gândească la faptul că dumnealui sau dumneaei ar putea să schimbe ceva în copilul ăsta și să-i transmită niște valori. Și poate să folosească valorile respective și la ora de limba și literatura română, chiar dacă profesorul predă un alt obiect. Și la examen sau la simulări, la teze. Mulțumesc, mulțumesc, Cătălin. Mai este cineva care vrea să intervină aici? Dacă nu, văd că Oana Dimofte ar avea o întrebare pentru noi. Vă rog. Bună ziua, sunt Oana Dimofte. Nu știu dacă mă aud. Se aude foarte bine. Minunat. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru faptul că vă pasă atât de mult de copii încât sunteți aici în timpul dumneavoastră liber și probabil și în vacanță în unele dintre cazuri. E foarte bine că are loc discuția aceasta. Aș vrea să aduc în discuție un apel făcut de domnul secretar de stat Sorin Ion, care tocmai a declarat pentru platforma noastră că roagă școlile să folosească datele despre gradul de rezolvare a fiecărui item de la simulare. Sunt niște date care, datorită sistemului digitalizat de evaluare, acum sunt disponibile în toate școlile. Și voiam să vă rog să ne spuneți dacă veți face lucrul acesta și dacă aveți recomandări și pentru colegii dumneavoastră care poate nu au descifrat încă modul în care aceste date ar putea să fie folosite. Și vă mulțumesc mult! Mulțumim tare mult! Să știți că chiar nu știu despre ce platformă e vorba și despre ce date doriți. Este vorba de analiza pe item sau un pic mai Da, detaliată? analiza pe item despre care ministerul spune că este disponibilă fiecărui profesor pentru clasa la care predă. Ah,
Probabil că vor veni datele respective. Eu nu văd de ce n-ar face un profesor o analiză de tipul acesta pe item. Eu, de exemplu, aș face așa ceva, inclusiv comparație cu ce face clasa respectiv versus care este statistica națională. Exact, Și și probabil dacă că ne n-ar exista, eu aș prezintă. face-o eu. Aș face eu statistica asta, dar și dacă n-ar exista pe platformă, aș face eu statistica la fiecare clasă. Exact, asta voiam eu să zic. Că e mai mult decât utilă, nu Ei, utilă. da, avem un material extraordinar. Minunat, sunt chiar vești bune și vă mulțumesc mult de tot. Mulțumim și noi că ați intervenit și vă mai așteptăm cu întrebări. De asemenea, repet, așteptăm cu întrebări colegii din Zoom. Până ce și pe cei care ne urmăresc, așteptăm întrebările dumneavoastră pe Facebook. Aș vrea să discutăm următoarea temă pe care ne-o propusesem. Ce ne pot spune subiectele de la simulare despre cele cu care elevii se vor întâlni la evaluarea națională din vară? Cu mențiunea, din nou, că nu suntem aici să facem predicții pentru subiectele din vară, ci pur și simplu discutăm despre anumite concluzii pe care le putem trage din subiectele de la evaluarea națională, despre anumite tendințe. Eu am făcut o analiză a subiectelor simulare versus examen, nu o să o prezint aici, dar am fost curios să fac, înainte de a face analiza pe item pentru simulare, am făcut analiza asta. Nu au apărut de-a lungul timpului modificări substanțiale. Deci ne putem, să zicem că ne putem aștepta la tot la astfel de item. Păi da, și cum vorbeam zilele trecute cu Cătălina, cred, cerințele se înscriu în program, adică ce dorim până la urma urmei? Spunea și Bogdan, noi am vrea 50 de modele de subiecte și dacă s-ar putea, unul din alea 50 să pice. Îmi aduc aminte, acum cred că, nu știu, 15-20 de ani erau subiecte, erau 100 de variante la bacalaureat și ca să ieșim un pic din starea atât de serioasă în care discutam, pot să fac și, mi-aduc aminte, mă rog, nu e glumă, dar așa a fost, la un bacalaureat, la un anumit liceu, am găsit, deci toți copiii aveau fițuici mici așa cu subiectele respective, cu 100 de subiecte, dar mici, foarte mici. Și în momentul în care am zis, frate, nu putem să lăsăm așa, nu putem să dăm afară toți copiii din liceu, din examen, am strâns fițuicile, am mers prin clase cu sacii de gunoi, am strâns 15 saci de gunoi plin cu fițuici și când am ajuns la comisie, lipseau din sacii din variantele respective, lipsea exact varianta de subiect care se dăduse la bacalaureat. Deci am făcut curățenie și am ajutat să scape de fițuici, dar ei au păstraseră varianta respectivă. Da. Completare, dacă îmi permiți, Doina. Te rog. Eu cred că se leagă și de o întrebare pe care am văzut-o pe chat referitoare la dificultatea textului. Itemii sunt cam aceiași. Textele suport diferă. Și cred că profesorii aici ar mai putea lucra să le propună elevilor texte poate mai sofisticate ca limbaj, ca discurs, adaptate vârstei de 14 ani, pentru că suntem obișnuiți puțin la gimnaziu să mergem așa pe o structură liniară, dar în clasa 8-a deja tiparele textuale se îmbină, există teme în zona reflexiilor și atunci e necesar să introducă fragmente de text sau să meargă mai mult în zona de interpretare, pentru că dacă vedem
că sunt probleme la exercițiu 9, la exercițiu 8 și la exercițiu 7. Da, e adevărat, nu mai este foarte mult timp până la examen, dar asta înseamnă că în modul în care tu îți proiectezi lecția ca profesor, nu mai pui accentul pe înțelegerea literală a textului, ci mergi mai departe, treci la următorul nivel, pentru că tu știi că elevul tău deja are această capacitate și poți să faci alte lucruri mult mai complexe în timpul orei. Poate la asta ne ajută rezultatele și datele pe care le are ministerul. În același timp, dacă ministerul ar veni și cu date mult mai clare, dacă elevii au fost depunctați la analiza pe text, la modul în care dezvoltă, profesorului ar fi mult mai ușor să știe cum să-și construiască orele de redactare, de exemplu. Pentru că știe că accentul va fi pus pe interpretarea textului, dar alții poate au acele probleme de descriere. Da, e adevărat, nu se schimbă de la o zi la alta problemele de scriere, dar cred că minutul de ortografie poate să intre din nou încă vreo 3-4 luni și măcar câteva probleme sau câteva constante, câteva erori prezente la mai mulți elevi și se pot distruge. Deci cred că sunt variante și cred că este forma cea mai bună prin care o astfel de evaluare să se întoarcă spre profesor cu niște date clare și el să-și reconfigureze strategiile de lucru la clasă în această perioadă. Cred că spre asta tindem, spre asta visăm, nu? Când lucrăm cu standarde, când lucrăm cu competențe, cu astfel de evaluări formative și formatoare. Mulțumesc, Bogdan. Eu vreau să vă întreb acum, pentru că ajungem la un subiect foarte fierbinte. Cum comunicăm cu părinții rezultatele? Care va fi atitudinea și cum ar fi bine de comunicat părinților și cum ar fi bine să se desfășoare discuția apropo de rezultatele simulării la evaluarea națională, în așa fel încât să nu avem părinți care, știu eu, se sperie și merg cu spaima și o transmit elevilor, în așa fel încât discuția să fie constructivă și nu să speriem nici părinții, nici copiii, chiar dacă acum rezultatul este, mă rog, nu e așa de bun. Cred că, în primul rând, ar trebui să ne asumăm și noi rezultatele. Adică, rezultatele copiilor noștri sunt rezultatele noastre. Fie că ne place uneori, fie că nu, fie că sunt note bune sau mai puțin bune, trebuie să le asumăm pe toate, nu doar pe cele bune. Și, într-o discuție individuală cu părinții, trebuie explicat ce n-a funcționat, de ce credem noi că n-a funcționat, ce trebuie să facem în continuare, împreună, pentru că tot împreună suntem în jocul acesta. Ce așteptări avem, realistic vorbind, nu trebuie să le creăm iluzii, și cum putem parcurge pas cu pas în perioada care a rămas drumul până acolo și ce e de făcut. Adică trebuie o analiză corectă a ceea ce a fost, a ceea ce este și a ceea ce trebuie făcut. Iar noi trebuie să fim parte din ecuația asta a analizei, nu trebuie să aruncăm cumva vina. Eu aud frecvent, nu s-au concentrat, nu s-au. Câteodată poate că la clasă trebuie să îi punem și în situații din astea limită ca să vedem cum reacționează. Mulțumesc. Dacă Da, pot să sigur. intervin. Vă rog. Cred că ar fi cazul să începem să ne gândim la faptul că rezultatele nu sunt produsul unei singure necunoscute, sunt produsul a trei necunoscute, și mă refer la faptul că avem de-a face cu profesorii, cu elevii și cu părinții. Ar trebui să facem o sesiune de discutare a rezultatelor, încercând să stabilim care sunt procentele de responsabilitate pentru aceste răspunsuri. Aceste rezultate ale copiilor. Cât la sută este responsabilitatea mea ca profesor, cât la sută responsabilitatea ta ca elev și a ta ca părinte. Și abia după ce îi facem să conștientizeze, mai ales pe părinți, să conștientizeze faptul că nu doar profesorul este responsabil, ci partea din responsabilitatea îi revine și elevului.
și o altă parte și părintelui, abia atunci să încercăm să îl convingem să își asume și mai mult rolul său în obținerea acestor rezultate și să îl convingă pe elev să participe, să fie mai activ în dobândirea unor rezultate mai bune la acest examen. Mulțumim, domnul Mateiu, pentru completare. Da, toți factorii presupun că trebuie responsabilizați și inclusiv factorul elev. Aș vrea să ducem un pic discuția către abordarea tandemului profesor-director, că mă uit la Cătălin Zaman și aș vrea să îl întreb pe el întâi ce va face el începând de luni, de săptămâna viitoare, după ce va afla sau când va merge cu rezultatele simulării la clasă efectiv? Ce măsuri va lua în calitate de director și ce măsuri va lua în calitate de profesor? Păi, în primul rând, voi cere dirigenților o întâlnire de urgență cu părinți. Nu o să vă ascund, în școala mea, la matematică, rezultatele au fost catastrofale. Adică e o realitate pe care trebuie Ce s-o înseamnă primească. catastrofale? Din 17 elevi, am luat unul singur. O notă de 6. Da. Și atunci trebuie să vedem ce e de făcut. Mai întâi trebuie să le comunicăm părinților. După aceea ne trebuie un plan de recuperare. Un plan realistic, nu doar pe hârtie, că așa măsuri din astea pompoase putem lua. Cum putem repara dezastrul ăsta în lunile care ne-au rămas? Până unde putem ajunge? Adică cred că trebuie o redimensionare a obiectivelor la nivel de rezultate la momentul acesta. De partea cealaltă, la română, din 17 copii au luat 15, adică a fost mult mai bine. Față de simulările județene, de exemplu, unde rezultatele n-au fost atât de bune, la română s-au îmbunătățit. Dar indiferent cât nu sunt adeptul birocrației, ne trebuie un plan de redresare în lunile care ne-au rămas. Trebuie pus pe hârtie exact ce trebuie făcut. Nu atârnăm în cui pe nimeni, pentru că, așa cum a zis și domnul de mai devreme, sunt trei factori implicați aici. Adică fiecare are rolul lui. Nu trebuie atârnat în cui nici profesorul, nici părintele, nici elevul. Dar trebuie să ne întâlnim, să conștientizăm ce avem fiecare de făcut, dacă vrem să facem. Că dacă nu, rezultatele vor rămâne tot la nivelul acesta. Mulțumesc. Vreau să întreb acum pe Liliana, pe Lilia Olărașu. Ce va face profesorul Liliana Olărașu la clasa 8-a după afișarea rezultatelor, după ce va afla rezultatele simulării? Le-am aflat deja, mă Așa. integrez în tabloul național. Cu siguranță le voi reaminti elevilor că este necesar să-și facă un program de lucru. Deci măcar acum să fie momentul T0, dacă n-a fost până acum, în care să-și facă un program de lucru, să nu treacă o zi. Eu le-am mai spus, nu trebuie să stea neapărat 2 ore. Dacă în acea zi a repetat și a pus la punct niște formule, este o zi câștigată. În fiecare zi să facă ceva pentru acest examen. Bineînțeles că voi avea discuții și cu părinții. Eu m-am întâlnit cu ei și în vacanță și am experimentat ceva, adică am mai experimentat și altă dată la clasă, dar acum am făcut pregătire cu ei și le-am zis la sfârșit să-mi scrie un mesaj cu cel puțin 3 lucruri pe care și le-au lămurit în aceste 3 zile. A fost surprinzător, foarte, adică mi s-au părut un pic mai, eu știu, prezenți decât altă dată și foarte multe, adică neașteptat de multe lucruri și diverse, mi-au scris în mesaj privat, fără să vadă unii ce au scris alții. Și deci voi încerca mai multe momente din acestea de reflexie să reflecteze la ce au învățat, ce știu, ce au acumulat în ora respectivă. Și pregătirea suplimentară, că asta este pregătirea la școală suplimentară, că dacă suntem de mate,
trebuie să o facem. Și sper să fie mai bine. Mulțumesc, Lili. Cătălina, ce faci la clasă când mergi cu rezultatele pe care le-a obținut Eu sau elevii? Cătălina Da. de România? Cătălina Dogaru, Cătălina tu. Ok. Rămânem la, în sfera matematică și după aceea mergem către română. Eu deja am discutat cu elevii mei subiectul de la simulare, ne așteptam la rezultatele pe care le-am primit astăzi. Am observat și progres, am avut elevi care de la 3,90 au obținut note de peste 6 și atunci eu cred că acesta este un progres mare, având în vedere că nota este mai mult de 5. E clar că în perioada următoare vom face recapitulări și eu îmi propun să mai dau astfel de simulări, nu știu dacă lunar, dar cel puțin două simulări aș vrea să mai dau până la examen, ca elevii să mai treacă prin acele emoții, să se mai obișnuiască cu atmosfera de simulare și voi continua orele remediale pe care le desfășuram oricum prin programul PNR. Mulțumesc, Cătălina. Vreau să vă întreb dacă, din perspectiva voastră, știți până acum, au fost făcute sau dacă vă propuneți să faceți schimb de bune practici, între ghilimele, între școli, în legătură cu acest, cu măsurile acestea și dacă discutați cu colegi profesori sau cu alți directori, colegi directori despre măsurile pe care le iau ei. Și dacă vă inspirați, vă inspiră și alții. Haideți ca să Da, spun eu câte ceva. da, Nu e da, vorba de valoare națională aici. Ce fac eu? Eu totdeauna mă consult și da. vorbesc cu colegii mei, indiferent dacă este vorba de bacalaureat, eu predau doar la liceu sau de situații neprevăzute la clasă. Ne consultăm permanent, nu doar în cadrul liceului. Pur și simplu îi întreb, măi, tu ce faci în situația asta? Sau ce părere ai despre ceea ce mi s-a întâmplat mie? Sau... Da, deci să știți, în general este o colaborare. Există și situații în care nu colaborează oamenii în interiorul cancelariei sau între școli, dar sunt destul de rare situațiile. În general, ne mai sfătuim. Nu. Vreau să te întreb tot pe tine, Cătălin, dacă legi aceste rezultate la matematică, de penuria de profesori de matematică care există la nivelul țării. Pentru că, într-adevăr, sunt puțin, adică nu că sunt puțin profesori, dar există lipsă de profesori de matematică calificați. Am început de în ultimii ani să avem în clase profesori necalificați de matematică, lucru care până acum câțiva ani nu se întâmpla. Da, este, după părerea mea, o tragedie. E o tragedie națională. Noi acum, noi nu o vedem prea bine, dar în 10 ani de zile va fi un dezastru. Și dezastrul vom vedea în buzunarul nostru peste 15-20 de ani. Deci acum, într-adevăr, nu sunt foarte mulți profesori calificați. Eu fac o diferență între a face facultate și a zice că e calificat cu diplomă și a ști să faci și să predai și a avea voință să fii bun la catedră. Eu consider că un profesor este calificat nu doar dacă a făcut facultatea sau modulul psihopedagogic, ci dacă pur și simplu predă bine și își face treaba cu onestitate și claritate și învață pe copii parte. Există sigur o legătură. Este chiar o legătură, după părerea mea, foarte strânsă. Vă spun de ce. Pentru că în zonele rurale, cel puțin în județul Brașov, sunt destul de puține posturi și ele sunt în zonele îndepărtate, sunt neocupate de profesori calificați. Acolo este, după părerea mea, iarăși o tragedie, pentru că copiii aceia n-au niciun viitor. Deci, realist vorbind, chiar n-au niciun viitor. Tragedia a ajuns să intre inclusiv în Brașov, în orașul Brașov, adică sunt catedre care sunt ocupate de profesori care nu-și fac treaba, neexistând o presiune din partea
cadrelor didactice tinere, o presiune indirectă vorbesc, nu așa, o presiune indirectă, faptul că nu există asemenea oameni, există o oarecare complacere într-o stare de asta de oarecare lehamite, acum îmi pare rău, dar asta e ceea ce remarc eu. Poate că greșesc, deci nu luați-o doar în nume personal. Ori acum, de exemplu, la noi, la Șaguna, să știți că e foarte greu să găsim un profesor pentru câteva ore de matematică. Foarte greu. Nu vin. Chiar dacă vorbim cu colegi, mai uite, există niște ore. Pur și simplu, nu vin. Există mai multe motive. Nu insist asupra lor. Pot să vă spun doar că din studenții care vin în practică la școală, nu știu dacă câțiva dintre ei vor ajunge profesor. În orice caz, dacă vor ajunge profesor, s-ar putea să nu și-a titularizarea cu 7 sau 8, pentru că unii dintre ei nu sunt capabili să rezolve probleme de bacalaureat de nivel mediu. Nu știu, sincer, nu știu cum Dumnezeu au trecut facultatea și au ajuns la master. Ei nu știu să rezolve problema de bac. Asta e altă discuție. Cred că introducerea masteratului didactic ar fi cea mai bună soluție, pentru că un masterat didactic ar mai rezolva o parte dintre probleme, dar foarte mică parte. Ar învăța oamenii pe de o parte disciplina, pe de altă parte psihopedagogie și didactica, ceea ce acum în cadrul modulelor psihopedagogice, realist vorbind, se face foarte, foarte slab. Da. Ne așteaptă vremuri grele. Ceea ce spui să tu... fiu optimist. Ceea ce spui tu, pot să confirm, tocmai ce vorbisem cu inspectoarea, colega mea de la inspectoratul școlar de la noi, de la Galați, inspectoarea de matematică, și ne-am propus să facem cursuri pentru profesorii tineri nou veniți în sistem, cursuri de matematică, efectiv. Deci, pregătire la matematică. Vreau să găsim o soluție și nu am găsit soluția de a plăti profesorii formatori. Dar chiar și așa, profesorii și-au exprimat opțiunea câțiva să facă pregătire la matematică cu absolvenții, cu debutanții. Pentru că, într-adevăr, nu știu dacă vor lua peste 7, dacă vor lua peste 5 la titularizare. Avem o doamnă, doamna Zamfir, care ne spune pe chat că la matematică au fost mereu rezultate slabe, mult mai multe decât la română, că în fiecare an este acest, se regăsește acest tipar și se întreabă de ce. Deci aș risca, dacă îmi permiteți. Aici sunt două aspecte. Noi învățăm limba în care ne naștem din primii 2-3 ani de viață. Deci cam la 4 ani putem să vorbim cât de cât corect. Dacă avem un mediu înconjurător bun, copilul va vorbi corect. Nu va ști să scrie, nu va avea bun. Matematica este total nenaturală minții. Doar calculele până la 10 sunt naturale minții și ați văzut statistica pe care am făcut-o. Doar am prezentat-o când am făcut eu statistica respectivă. Deci matematica este total nenaturală minții. Trebuie să depui eforturi ca să înveți la matematică și să gândești probleme la matematică. Gradul de abstractizare este destul de ridicat, chiar dacă există itemi mai puține abstracți, dar este o gândire eminamente abstractă. De aici derivă cele mai multe probleme. Dacă ar fi să dăm și la fizică, cred că la fel ar fi. Sau la chimie. Lucrurile sunt oarecum similare. Deci explicația este prin faptul că matematica e nenaturală minții. Așa vă văd eu. Pe Cătălin, clar, principalul motiv este cel pe care l-a prezentat el, dar undeva, e drept mai în spate, se mai află un motiv, zic eu. Prin natura obiectului pe care îl predăm noi, limba română, ajungem să ne... Adică există o componentă emoțională
mai puternică. Sunt foarte mulți copii care învață pentru că se simt apropiați de profesor, pentru că, nu știu, se simt mai bine la oră. Componenta asta care ține de afectivitate nu trebuie ignorată. Și atunci e mult mai greu pentru un profesor de la științele exacte să creeze un context în care să apară, nu știu, emoția asta. Dar noi, iată, avem texte de la care putem să pornim, ne ducem către valori, către aspecte care depășesc cumva zona asta a școlii și mă gândesc că poate asta în anumite contexte îi motivează pe copii și să învețe mai mult. Dar clar, principalul motiv e cel spus de Cătălin. Mulțumesc frumos. Aș mai vrea să mai iau o întrebare de la cineva din public. E foarte diferit să crești un elev de la nota 3 la nota 6 față de a ajuta un elev bun să ia cea mai mare notă de care este el în stare. Credeți că în clasele noastre, cu programele noastre școlare, profesorul poate aborda diferențiat elevii în funcție de nevoile individuale de învățare și nivelul lor de competență? Aș încerca un răspuns foarte scurt. Ideea de a lucra diferențiat cu 30 de copii este utopie. Iar cine chiar vrea chestia asta, înseamnă că nu știe aproape nimic. Nu știu dacă sunt clase mai mici, dacă ai putea lucra diferențiat, dar e foarte greu. Cine poate, perfect. Eu. Greu de tot. Știu că în școlile din Marea Britanie sunt elevii împărțiți pe nivel de competență. Deci există patru niveluri de competență pe care ei sunt împărțiți și fiecare la fiecare disciplină se duce la clasa la care este alocat. Credeți că e o soluție bună? Este o Cred că aici. soluție, dar e neviabilă. Nu știu, Și cum scuze. s-ar putea aplica într-o școală cu Nu poți. 10 elevi pe clasă? Adică. Asta și dacă sunt școli mai mari, cum ar fi la liceu, ar fi foarte greu de făcut, pentru că cultura organizațională nu cred că ne permite așa ceva, nu avem spații, se lucrează în două schimburi. Nu. Gândiți-vă că noi nici măcar opționalele nu le facem pe plaje de două clase. Da, de jumătate de clasă și alege, nu știu, un opțional de biologie, o altă jumătate de chimie și invers, tot așa nu se pot face opționalele pe. Și credeți că ar fi mai eficient pentru creșterea copiilor, pentru creșterea nivelului lor de competență, lucru pe asemenea grupe de valoare? Sincer, nu știu. Cred că un psiholog poate să-și dea seama pentru că elevul se poate simți stigmatizat dacă se duce la nivelul scăzut. Nu-mi dau seama. Un elev poate progresa, poate trece la nivelul superior în modulul următor, dacă are rezultate bune și poate scădea la fel în consecință. Care ar fi, ne apropiem ușor de finalul intervenției noastre, este 6 și un sfert. Aș vrea să vă întreb dacă mai este cineva din chat care ar vrea să intervină și care ar vrea să adreseze invitaților noștri întrebări. Dacă nu vrea să intervină nimeni, aș vrea să ne adresăm ultima tură de întrebare, ultima întrebare tuturor profesorilor. Pe ce vă veți concentra începând de acum pentru în lucru cu elevii dumneavoastră, pentru pregătirea examenului de evaluare națională. Eu, odată cu un discurs cât se poate de echilibrat. Nu vine sfârșitul lumii, e doar un examen, e doar un nivel la care noi am ajuns în acest moment. De aici începem o strategie puternică de lucru, intensă în anumite cazuri. Și cred că
În momentul în care înțelegi că elevul tău poate nu știe să interpreteze sau nu știe să extragă mesajul, semnificația unui text, poate acolo să fii mai atent. Aș încerca în zona asta să mă duc ca profesor, pentru că știu că elevii mei au aceste carențe de interpretare a textului, să zicem. Dar nu aș face din asta așa un caz, că nu au știut perfect în acest moment. Mai sunt câteva luni bune în care cumva paradigma este să învățăm pentru această evaluare și lucrând și rutinând cumva gândirea copilului cu texte cât se poate de bune și de ofertante, încercând să le sintetizez valorile, încercând să îi oblig să parafrazeze, după aceea să fac rezuma, după aceea să scoată esențialul, adică aș lucra în zona în care, dacă aș ști că elevii mei nu știu să scoată esențialul, în zona aceasta de procese de lectură de bază. Eu lucrez un pic așa mai metodic și mai fix, pentru că mi se pare că în modul acesta pot să-i ofer copilului niște strategii clare de rezolvare a subiectelor. Vă mulțumesc, Bogdan, și succes mult în ceea ce îți propui. Mulțumim. Cătălina? Te rog să reiei pentru că nu te aude. Nu. Acum se aude. Acum se aude. Vă spuneam că anul acesta eu nu am clasa 8-a, am avut anul trecut. Pot să vă spun ce am făcut anul trecut după simulare. Primul pas a fost să mă sfătuiesc cu colega mea care preda la clasa paralelă. Și ăsta e un lucru pe care îl facem tot timpul. Nu uitați că nu sunteți singuri. Dacă nu găsiți soluții, apelați la colegii dumneavoastră din școală sau mă rog, din alte unități. Și ne-am făcut așa împreună un fel de plan de atac, ne-am dat seama care sunt punctele slabe, unde putem să intervenim. Eu am înțeles că ai mei aveau o nevoie mai mare să lucrăm pe partea de compuneri și atunci efectiv am folosit niște resurse online chiar de pe debasm.ro. Acolo câteva scriitoare contemporane, efectiv ne învață cum să creăm, ne dau exemple de începuturi de texte și cum am putea să creăm un început, cum am putea să creăm o poveste, cum să ne construim un personaj, pentru că eu cumva am considerat de-a lungul timpului că lucrurile astea sunt oarecum fire și mi-am dat seama că aveau nevoie copiii de ajutor în zona asta. Iar în ce privește gramatica, efectiv, aici, da, și eu aveam 30 de elevi, dar am fost atentă la ce a greșit fiecare și în funcție de nevoile lor le-am dat fișe de lucru separat, adică dacă unii au greșit la partea de sintaxă, le-am mai dat câteva fișe cu sintaxă, altora la vocabular, în funcție de ce a greșit fiecare. Și dacă a fost o problemă sesizabilă la nivelul clasei, atunci am lucrat cu toți. Dar pot să vă spun și ce o să fac eu în calitate de mamă anul acesta. Am să-l întreb pe fiul meu ce părere are el, dacă crede că ăsta e nivelul maxim la care poate să ajungă și dacă nu, și sunt sigură că nu, o să-l pun să-și facă un plan de bătaie. Pentru că trebuie deja să mutăm un pic responsabilitatea în zona lor, trebuie să-și asume rezultatele astea. Nu e o tragedie, exact cum spunea Bogdan, dar poate că noi, părinții, ar trebui să mai facem din când în când un pas în spate și să mai facem toate lucrurile pentru ei. Adică, în loc să le facem noi programul, să-i lăsăm pe ei să-și gândească un program, în loc să le arătăm noi care sunt pașii, să încerce să stabilească ei pașii în funcție de nevoile proprii. Și eu cred că o să fie bine. Am încredere. Mie îmi place optimismul tău, și Până mă bucur că. la urmă ajung să plâng așa un pod, optimist.
Nu, mă bucur că suntem pe final cu optimismul tău. Înainte de a vă ruga să răspundeți la întrebarea pe care am adresat-o eu, aș vrea să vă citesc o întrebare venită de la Simona David Crisbășan, care spune așa: puteți face o paralelă cu rezultatele de la studiul PISA și gradul de analfabetism funcțional și cum se pot face subiecte mai aplicate, relevante pentru viața reală? Eu răspundesem deja pe chat. Noi am citit rezultatele chiar înainte să intrăm în dezbaterea de astăzi și e nevoie, sincer, de mai multe informații ca să poți să compari cu nivelul de la PISA, cu structura de acolo. Bineînțeles că unii temi se aseamănă, dar ca formă, nu neapărat ca procese implicate sau evaluate. Și în ceea ce privește relevante pentru viața reală, cel puțin la română, mie mi se pare că suntem acolo, iar la matematică, doar din ce știu, poate și competența 6 ar trebui să aibă mai multă șansă la evaluare. Și pentru matematică? Ar putea răspunde cineva? Să știți că destul de greu să faci o comparație așa la prima vedere, pentru că modul cum se formulează subiectele pentru evaluare națională sunt complet diferite de cele de la testele PISA. Vă dau doar un exemplu. La testele PISA, dacă se dă o figură geometrică în spațiu și spun că, nu știu, este acoperișul unei case, acolo există și schița acoperișului, deci figura geometrică abstractizată, dar există și acoperișul casei, pentru că e mult mai intuitiv dacă ai acoperișul casei, poți să-ți imaginezi mult mai bine lucrurile și ceea ce se întâmplă în spatele și în figura geometrică. Dacă ai reprezentarea mentală a acoperișului, e mult mai naturală. Noi nu avem așa ceva, deci în consecință nu m-aș hazarda acum să fac o comparație. Mulțumesc frumos, Cătălin. De la Cătălin Zaman am aflat ce va face, dacă vrei să completezi. Păi voi analiza raportul așa cum am spus, deși eu știu foarte bine ce unde n-au, nu merg lucrurile, unde n-au mers la simularea asta și având copii destul de puțini pot face o analiză detaliată pentru fiecare în parte. Voi merge așa cum a spus Cătălina, fix acolo unde este nevoie. Lili, și tu ai răspuns oarecum. Da, și eu am răspuns. Poate aș mai adăuga că simt nevoia să am mai multe momente în timpul orelor de activitate independentă. Practic asta, dar parcă simt nevoia să-i pun mai mult să lucreze singur, nu doar, eu știu, să fie predominant lucrul la tablă. Asta voi adăuga. Și bineînțeles, discuțiile cu părinții și ce am mai spus, programul. Mulțumesc frumos, Cătălina. Cătălina Dogaru. Cred că am zis și eu mai devreme și sunt de acord. Că deja le-am recomandat, deci Emană Cirească, ceea ce are Cătălina pe YouTube, pentru toți copiii de clasa 8-a. Deci acolo, dacă nu ați auzit de pauza de mate, veți vedea că e un bulgăre de aur acolo. Mulțumim frumos! Ne apropiem de sfârșit. Credeți că ar mai fi ceva de adăugat? Ați uitat? Am uitat ceva? Dacă nu, și dacă nu mai este nicio întrebare din Zoom sau nicio întrebare de pe Facebook, eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru că ați venit, ați luat din timpul vostru și ați venit la întâlnirea noastră. Pentru toate completările și toate precizările pe care le-ați făcut și cred că a fost de mare valoare ce am discutat și poate să fie de ajutor pentru profesorii și elevii care ne-au urmărit sau care o să ne urmărească după aceea.
Mulțumesc lui Cosmin, care a fost în spatele organizării și a ținut, ne-a echilibrat întrebările, răspunsurile. Mulțumesc frumos lui Vali Ifrim, care ca întotdeauna a fost lângă mine și lângă Casa Corpului Didactic și a organizat totul. Mă rog, a ajutat la organizare și mulțumesc tuturor celor care au fost lângă noi în Zoom sau pe Facebook. Rămâne să vedem ce vor face copiii noștri la evaluarea națională. Vă urez succes și mulțumesc foarte, foarte mult din nou că ați fost cu noi. Mulțumim și noi, la revedere! La revedere! Mulțumim! Să avem Mulțumim! Săptămâna, la revedere! mulțumesc din suflet!